Cocorul cel înțelept. A fost odată ca niciodată, a fost cândva de mult, un cocor care era foarte însetat și pornise în căutare de apă. După îndelungi căutări, găsi un ulcior, dar pe fundul vasului de lut mai era doar puțină apă și nu ajungea la ea cu ciocul. Se gândi și se tot gândi cum să facă să-și astâmpere sete. După o vreme, își spuse că altă cale nu există decât să spargă ulciorul. Cioc, 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 izbi el cu ciocul în pereții groșei vasului, dar degeaba. Pereții erau atât de tari, încât nu reuși cu niciun chip să spargă vasul ca să ajungă la apă. Atunci se gândi să-l răstoarne. Încercă să bată din aripi și să izbească vasul de lut cu el. Însă acesta nici măcar nu se clinti. Ce să facă? Atunci îi veni ideea să umple ulciorul cu pietre, astfel încât nivelul apei să crească. Zis și făcut. Luă cu ciocul pietre din jur și umplu cu ele vasul de lut. Apa se ridică și cocorul reuși să ajungă ușor cu ciocul la ea și să-și potolească sete. Moral. Dacă te gândești bine, în cele din urmă, cu siguranță, vei găsi o soluție la orice problemă.